Prețul laptelui în magazine urmează să scadă cu până la 25%, a anunțat patronatul din industrie. Furnizorii au redus prețurile pentru hipermarketuri după ce vânzările s-au prăbușit din cauza scumpirilor. În același timp, fermierii fac un apel disperat la autorități să oprească importurile de lapte din Ucraina, care îi aduc în pragul falimentului. Dacă nu se reglementează ceva, sunt nevoit ca firma zootehnică să o disințeze. Cu părere de rău, multe ferme au dispărut, a să dispărăm și noi. Iulian Siminic lucrează la Mitoc, în Botoșani, 150 de hectare de teren și deține o fermă de 70 de vaci de lapte. Ferma lui, la fel ca și altele din zonă, sunt în pericol din cauza politicilor prost gestionate la nivel de țară. Crescătorii de vaci de lapte sunt disperați și fac un apel de urgență către autorități să stopeze importurile de lapte din Ucraina. Am primit o lovitură în 2023, spunându-mi procesatorul că nu poate decât să ieftinească laptele, așa prețul fiind foarte mic. Deci prețul undeva, acum este undeva la 1,8-1,7, eu îl dădeam acum o săptămână cu 2,2. Procesatorul mi-a scăzut cu 10%, 15%, spunând că nu merge piața. Acesta trage un semnal de alarmă în ceea ce privește prețul laptelui vândut către procesatori, care a scăzut dramatic. Ei, jale, eu m-am descurajat așa total, cu tot că am plăcere, am făcut rasă, am câteva de rasă, am investit foarte mult în rasă, dar sunt nevoit să, nu știu ce să fac. De partea cealaltă, reprezentanții patronatului din domeniu spun că de acum încolo ne putem aștepta la o scădere a prețului laptelui din cauza cantităților mari de pe piață. Deja contractele au fost negociate cu magazinele. În luna octombrie s-a cam atins pragul între costuri, prețuri și puterea de cumpărare, ceea ce a dus la o reducere a volumelor, ceea ce înseamnă scădere de în octombrie randament. a fost un moment critic, după aceea, în decembrie, conform legii 81, directiva 633, toții furnizorii către hipermarketuri, către comercianți, trebuiau să refacă contractele de furnizare și trebuiau renegociate. Atunci vă spun sincer că furnizorii au redus prețul către comerciant cu 10-15% și dacă ați observat, au apărut deja niște promoții, un război al promoțiilor, Black Friday permanent, care s-a extins și pe luna ianuarie 2023. În ianuarie furnizorii au mai cedat încă 5-10% pentru că începuse să scadă și materia primă. În vară la mine, de exemplu, era undeva la 4-7%, crescuse prețul la materie primă, iar acum a început ușor să scadă pentru că s-au acumulat stocuri în toată Europa. Vânzările de produse lactate s-au prăbușit după scumpirile din ultimele luni. Prețul celui mai ieftin sortiment a ajuns aproape 10 lei.